Selecționerul naționalei de tineret, Mirel Rădoi, trece prin momente grele. Fratele său a decedat astăzi la spital, astfel că fostul internațional trebuie să aibă tăria pe care a avut-o pe terenul de fotbal ca jucător. Rădoi este nevoit să treacă peste această tragedie și să se concentreze pe cea mai importantă competiție din cariera sa de până acum. El a definitivat programul reprezentativei de tineret pe perioada turneului final din Italia și San Marino, dar și cea premergătoare acestuia. După două zile în care vor efectua vizita medicală, tricolorii Under 21 se vor reuni pe 6 iunie la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. A doua zi, delegația tricoloră va pleca în Italia pentru un stagiu de pregătire de 8 zile. Pe 15 iunie, Yanis Hagi și colegii săi se vor muta în orașul Forli, situat la 30 de kilometri de Cesena, unde vor sta pe durata turneului final. În perioada campionatului european, ședințele de pregătire se vor desfășura la Campo Sportivo San Pietro, în Vingoli. Euro 2019 va debuta pe 16 iunie. Adversarii tricolorilor vor fi Croația, Anglia și Franța. Campionatul european se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019, în 5 orașe din Italia și în San Marino: Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serra Valle. Din cele trei grupe se vor califica în semifinale câștigătoarele și cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.